floresc, îmi floresc florile în prag, pentru al meu părinte drag. Luminează, luminează mândru soare, că e zi de sărbători. Bună ziua! Noi suntem echipa Surpriză Domiciliu. Dumneavoastră, domnul Dumitru, sunteți omageată astăzi, corect? Ați împlinit o vârstă frumoasă de 60 de anișori. Ajutați-vă pentru dumneavoastră baloane. Cifra 60, un buchet de flori de însoție, țineți dumneavoastră. Așa. O șampanie și un tort, o punem aici. Cum credeți, la cine surpriza a venit? A, 06, da? Numai că 6 invers. Cum credeți, la cine surpriza a venit? Din partea cui? Ola, sigur pe mine. De la copiii noștri de dragi. Câți copii așa aveți? Doi. Și genie? Nepoței? Două fete și doi gineri și trei nepoței. Așa este, în partea lor vine. Iau și un mesaj pentru dumneavoastră. Dragul nostru tată, de ziua ta ar trebui să ne felicităm pe noi, pentru că te avem. Despre tine s-ar putea scrie cărți, cărți de omenie, modestie, hârnicie, înțelepciune și multe alte calități pe care le ai. Să știi că cele mai frumoase sărbători le-am avut acasă, ne-ați pus pe masă cea mai dulce pâine. Ai fost mereu un exemplu mândru de reușitele noastre. Ne-ai învățat să fim oameni în viață, oameni de calitate, care să treacă prin viață frumos. Ne-ai învățat de toate, dar nu ne-ai spus cât de greu este drumul după ce am plecat de la poarta casei noastre. Fără grijă ta, tată, este mult mai greu, dar oricum rămâi un sprijin de nădejde, cu sfaturi înțelepte, câteodată severe, dar cele mai multe ori pline de mângâiere. Sunt sărace cuvintele ca să-ți rădăm dragostea și prețuirea noastră. Știu că fiecare de noi, oriunde nu ar ajunge, vă lăsa doar urme bune, pentru că așa ne-ai învățat tu. În aceste momente suntem departe, în lumea străinătății, dar să știi că suntem cu gândul și inima la voi. Ne pare rău că în pragul bătrâneții nu vă suntem alături. Să ne trăiești mult, tată, în sănătate, în împlinire sufletească. Te iubim din toată inima și îți mulțumim că existi. Cu mult drag și dot, copii, nepoți și generi. Câteva cuvinte vă rugăm pentru copii. Îi mulțumesc de felicitare. Îmi lipsesc și mereu îi aștept. Și vă mulțumesc mult și așteptăm acasă cu mare nerăbdare. Asta tot speranța noastră. Pentru noi copiii tot. Te trebuie să trăim. Să nu uite că îi iubim și îi așteptăm. Eu mă rog, eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască tatăl meu. C-a muncit, c-a muncit o viață întreagă pe noi mari ca să ne vadă. Eu mă rog, eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască tatăl meu. C-a muncit, c-a muncit o viață întreagă pe noi mari ca să ne vadă. Tată, azi e ziua ta, mă închin în fața ta. Că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Tată, azi e ziua ta, mă închin în fața ta. Că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare.